vorba de imunitate, e vorba de inviolabilitate. Da. Pentru că... E mai ușor de pronunțat și e un cuvânt da, pe care îl cunoaște toată lumea. Da, creează confuzii. Și acum am să vă spun câteva chestiuni, din cauza confuziei. În Uniunea Europeană avem 14 state la nivelul cel mai de jos cu privire la imunitate, respectiv imunitatea nu există decât pentru voturi și declarații. Atenție, vorbesc de imunitate și nu de inviolabilitate, da? Și printre aceste 14 țări se numără și România. Deci în România și în alte 13 state ai imunitate care nu se poate ridica pentru voturi și pentru declarații. Alte 7 state sunt peste România și celelalte 14 state, în sensul că există o imunitate și pentru alte fapte, în afară de declarații, spre exemplu, pentru fapte de corupție. Și multe unde asta? Vă dau un exemplu, spre exemplu, în Germania. Și cum e acolo? Adică așa, faci deci, corupție și nu pățești nimic? Nu pățești nimic. Deci, nu că nu pățești nimic. Ai imunitate pe perioada mandatului. Dacă se termină, te ia. Discutăm că e de la caz la caz. Deci sunt 7 state care au imunitate, v-am spus, și pentru fapte de corupție. Și peste aceste 7 state mai sunt alte 7 state care au imunitate de tip sanctuar, adică au imunitate și pentru fapte făcute înaintea mandatului. Unde? Spania, Italia, ca să dau exemplu. Sunt 7. Deci avem tabelul aici. Acum, ce vreau să vă zic, ca exemplu, Gigi Becali a făcut o faptă înainte de a fi parlamentar. Aceea cu terenurile. Da. Bun. Când a fost condamnat, s-a întâmplat să fie parlamentar, toată lumea a zis, uite ce a făcut parlamentarul Gigi Becali. În realitate, nu făcuse parlamentarul, ci făcuse omul de afaceri cu mulți ani înainte, da? Dacă ar fi avut imunitate de tip sanctuar, pe perioada mandatului, nu l-ar mai fi întrebat nimeni nimic, ar fi fost top joc și începea discuția după terminarea mandatului. O astfel de imunitate la noi o are președintele României. De aceea v-am spus că mă așteptam să fie Băsescu anchetat pentru o faptă făcută înainte de mandat, după care au urmat 5 ani, încă 5 ani, stop joc, și dacă nu s-a prescris, după aceea se putea continua cercetarea. Dar dumneavoastră sunteți de acord cu propunerea domnului Dragnea? Cu privire la ce? Cu imunitatea, să nu mai existe deloc. Păi nu avem imunitate, asta este problema. Deci dacă se referă la... Că și domnul Dragnea se referea la... Inviolabilitate. Inviolabilitate, adică la ridicarea acestor prevederi. Bun, eu am spus în felul următor. Fie respectăm Constituția și atunci nu mai facem circul ăsta cu Parlamentul obligat să voteze într-un anumit fel. Pentru că nu scrie acolo, acolo scrie că poți să votezi. Nu scrie, dar circul la televizor se face pe chestia asta. Și am zis de nenumărate ori la televizor. Decât o astfel de inviolabilitate, imunitate... Mai bine să nu existe. Păi mai bine să nu existe. Dacă tot ești obligat să votezi pentru, hai să când de la început, că nu există, să nu mai votăm deloc, nu? Deci, ca principiu, sunt de acord cu domnul Dragnea și am spus-o de mult înaintea domniei sale. Deci, dacă regulile democratice nu pot funcționa în România, această chestiune cu imunitate, o regulă democratică, putem să o anulăm. Nevoia de a lămuri termenii în care se discută a venit ca urmare a declarației făcute de președintele executiv al PSD cu o seară înainte tot la Vorbește Liber. Liviu Dragnea a propus ca odată cu modificarea Constituției să se scoată complet noțiunea de imunitate pentru demnitari.